Poliția locală Pașcani a început să ia măsuri și să aplice sancțiuni contravenționale în cazul autovehiculelor abandonate în parcările de pe raza municipiului. În cadrul unei noi acțiuni din campanie au fost identificate 12 mașini, dintre care 8 au fost ridicate voluntar de către proprietari, în urma somațiilor primite. Mai mult decât atât, o mașină a fost identificată ca fiind furată, iar în cazul altor 3 dintre vehicule au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În urma primei acțiuni demarate în acest an de identificare a autovehiculelor abandonate în parcări, la data de 1 septembrie am constatat că din totalul inițial de 12 mașini, 8 au fost ridicate voluntar de pe domeniul public de către proprietari în urma somațiilor primite. În cazul celorlalte 4, situația se prezintă astfel. Una a fost identificată ca fiind furată, fiind un dosar de cercetare penală în curs în acest caz, iar în cazul celorlalte 3 vom dispune sancțiuni contravenționale conform legii 421 din 2002. În acest context, considerăm că Pașcaniu este un oraș aglomerat din punct de vedere al traficului rutier și de multe ori găsirea unui loc de parcare este o adevărată bătaie de cap. Datorită acestui aspect, facem demersuri pentru a elibera locurile de parcare, de rablele, în ghilimele, abandonate de mult timp în acestea, acțiunile urmând a continua și pe această linie de către polițiștii locali din subordine. Precizăm că acțiunea va continua și în perioada următoare, iar proprietarii mașinilor care sunt lăsate pe perioade lungi de timp în locurile de parcare din municipiu vor fi somați să elibereze zona. Refuzul lor sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației se amendează cu până la 1.000 de lei.